Chișinău. Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod. Ce ai mă, bebi de râzi așa? Ce mișto de gheață. Nu, că acum am trezit și sunt puțin așa. Acum am ieșit din casă și văd pe Vanessa asta. Ce șaurmerie asta? A venit, a venit. Că nu mai poți să mănânci șaurma, mă. Că s-a închis șaurmerie. Nu știu ce vrea să zică, băieți. Nu știu ce vrea să zică. Nu știu. Ei, problema am dat azi 300 de euro și pe FF, nu, cred că n-are să-mi dea 2-3. Dacă s-a închis șaurmerie. Să zic că încă mai am gogoși de alea. Cam expirat, cred că a expirat în buzunar. Dar e spradirele alea, de unde le ai? Care, astea? A lui Fefe, zic. Ce s-a mix? Papucii. I-am luat de la magazin cu banii, tu grasul de azi. Dar sunt așa cu modele frumoși. Păi da, de-astea de la Nike original. Am văzut că sunt adică Nike, am văzut. Adică eu sper să fie original acum, nu știu, doamna de acolo așa a zis că sunt original, dar poate mi-a dat seapă și tot. Am văzut și eu pe-n piață originali. Da? Grasul ei! Bine, 150. Eu am ceva de lei. Câți din așa zis dacă cred că sunt, cred că sunt. Cine? E posibil că știi tu, ăștia mai scump de obicei sunt original. Nu. Acum nu știu ce să zic. Ce faci, domnul polițist? Mă antrenesc că sunt polițist și eu. Și sunt în formă. Dar n-aveți treabă pe la poliție? Sunt în timpul liber. Am văzut că era domnul Piftie supărat. Hai, hai domnul polițist, hai. Mamă, deci ce? Mai uite cum face pământul, ia uite cum face pământul cu noi. Aolo. Obosit. Grasul când face flotări împinge pământul. Intră mâinile în pământ. Băi, și s-a întors, mă, cum o cheamă? Monica? Monica, așa. Nu, chiar nu, că mai pe o săptămână în vacanță cu... Mamă. Acolo unde s-a dus ea și vine înapoi. O mergi să-mi banat. Trebuie să-i scriu, că mi-e dor de ea să-i scriu pe... pe telefon, și dacă am numărul ei. Păi să-i scrii. Îi zic, hai acasă, că ne-e dor de tine. Sărăcim asta. Că ți-e dor de ea, vrei să spui. Nu, nu, doamne fer. Păi nu, că după crede altceva, nu? Păi nu, o să vorbesc așa în numele tuturor. Hai acasă, Monica, că ne-e dor de tine. Și se răcește mâncarea. A făcut bunica celor bună. Pentru gras, pentru gras o porță de fațol. Mă, dar tu tot tai cu grasul, ce ai cu el, băi, webs? Nu știu. Că s-a închis așa urmă, că nu știu ce. Mai dă-i pace. Aolo. Hai, grasule, vrei să te plimbi cu Lamborghini? Hai. Nu, că se lasă departe. Dacă mai stați pe aici, poate ne vedem mai încolo. Sigur. Mergem să ne întâlnim cu Houdini, cu... suntem pe la sală, dacă vrei să veniți acolo, na, voi știți că nu... Sigur. Vreau să vă fac eu planuri. Pa, pa. Pa, pa. Și Bebs are Lamborghini din ăsta? Da. Aolo. Păcat că nu-l vinde, că-l cumpăr. Bă, de unde l-are? Mă duc și acasă, mă schimb și vin și eu. A dat la casino de roate și l-a câștigat, a avut noroc. Bă, frate, bă. A, ba nu, ba nu, ba nu, l-a primit de la, de la primar. Nu știi că a fost într-un timp pe felie cu primarul? Vezi că mergem la asta, mă. Așa era? Nu, după polițista mea. E că așa era. Și l-a primit de el. Hai să văd unde-i sala. Eu în brațe pe polițista. Sala aici e. Asta ca mine. Frumos Lamborghini. E cel mai ok așa din din toate mașinile. Adică ce merge rapid, viteză, da, ca... da, da, conduci bine. Nu prea îmi place mie designul, sincer, dar... Da, e oricum ele de drag race. Nu știu dacă ai văzut în spate, stiu când cobori, are o chestie roșie, parașuta. Da, 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 e frână gen. Da. Poate trecem pe la un gara să iau altă mașină. Nu, ce faci din mașină? Acum,
E unde sunt la sală? Aha. E, dar nu mai contează. Nu este uși mai tare, deștept al lui. Să te văd mai departe. Hai că nu mai stă la toate semaforile, că mă ia bea aia. Cred că vreau să merg să schimb mașina, că nu prea îmi place asta, sincer. Să luăm alta. Care e cea mai șmecheră mașina ta? GL-ul ăla. GL-ul? Nu știu care e, sincer. Ăla cu care... Stai că ți-l arăt acum. Jeep-ul ăla negru de la Mercedes, dacă le știi, ăla meu. Ah, cred că-l știu. Nu știu de care zice. Dacă vrei, ți-l arăt. Chiar vreau. Probleme cu ochii, știi cum. Luați ceva cu patru locuri? Da, două grăsi. Voiam să văd... Hai să mi-l dai și mie să-l conduc? Da. Nu e cine știe ce pe viteză, dar e... E unicat. Aulu, și-a spus geleu. Mamă, de frumos. De ce zicea Bebs așa că ai scos geleu? Ce nu-i place la el? Păi moare. Ai, îi place, îi place. Mașina e preferată, da. Bă, dar asta e și tunată așa, arată bine, rău de tot. E șmeche rău. Păi și de ce zici că e unicată? Că e unicat, e... Doar tu ai modelul ăsta? Bitcoin. Aaaa. Cum trebuia să fie și Rolls Royce-ul alb, de la avea eu. Da. N-a mai fost unicat. A, deci senzație cu ăsta, mergi până oraș și ești cel mai șmec, chiar n-are nimeni. Eu n-am nicio mașină din asta unicat așa. Păi numai M5-ul. Ba da, dar nu ești și la showroom. N-aveai tu un M5, mov. Ba da, dar nu ești și la showroom. Păi da, dar tu ai... Nu ți l-ai făcut acolo cu... Ți-ai pus tu culoarea. Aola. Care sunt mai așa pe melodie? Aolo. Ăștia sunt tot pe muzică, bă, băi, și eu nu prea vreau să audă muzica asta așa că mă cam încurcă. O, Fefe, ce faci? Pulă seara, pulă seara. Uite, am venit și eu, pagina aici, acum face... Păi și eu, dar am ajuns și... Și n-am cum să... Să stau și eu lângă Fefe aici. Pulă seara. Stați acolo lângă Fefe, tot. Bate aici, Cuba. Îți crede, măcar nu s-a pus lângă mine cu motiv nespecial. Da, nu-i problemă, nu... Luați lecții, luați lecții. Am ajutat, da. Ia, uitați aici, ia. A făcut loc și o grasă, adică... E ceva. Ah, Vanessa, tu ești, mă? Ah, nu sunt eu. Ți-ai schimbat fața. Nu, e Vanessa. Adică te-ai machiat, nu știu. Te-ai machiat, arăți mai altfel. Cred că s-o schimba la față când te-au văzut. Asta mi se pare mai Da, nu mai stă cu țâțele pe afară. E ceva. Bidoane, scuze. Cu bidoanele de 5 litri. Da. Și domnșoara cine e? Că pare polițist. Alexia. Alexia? Alexia? Da, omul care a dat domnul. Iartă-mă pe mine. Nu cunosc. A, grasul nu-i impresionat, că n-am așa urmă. Nu știu, eu îi știu doar pe indivizii ăștia aici. Și pe tine viața mea, aolo. Am înțeles. Aolo. Am înțeles. Poate să se uite și el. Mamă, ce bucată i-a dat, adevărat. Ca în triculești. Las. Și că ce te uiți, mă, vagabontule? I-a dat carata. Alexia, eu zic să vii un pic aici să meditezi în locul meu, că văd că nu stai bine. Ia trece Alexia acolo, ia hai să vedem. Bag-te la yoga. Ia hai să te văd. Alexia! Mă înveți și pe mine genunța să fac dintre acestea? Treci acolo la yoga, hai! Se ducă bani să care bidoane de 5 litri. Hai, va! Mă duc până acasă că am uitat alea pe foc. Dau vesta jos? Ia.
Te rog, nu se găsește locul. Mamă, se rupe. Ce faci, domnule? Te strâng chiloții? Da, domnule. Mi-a intrat în cur. Uite-l. Nu crezi că ești un pic în rău? Nu, nu, nu. Ce spui de? Cât vrei să stai? Cât vrei să stai? Din greșeală mi-a scăpat mâna. Te îndoi. Bă, ți-am zis să fii cu minte, mă. Stai, banca ta. Respiră, grasul, respiră. Lăsați-l, domnul, așa el mai e handicapat. Aolo. Aolo. Te-ai gândit, mai ales. Bă, fac febră musculară. Gata, bă, te-ai dus. Aolo, ai gata. Frate, ești bine? Am făcut în timp, să-l luăm, să-l ducem la apă, băi. Ia, eu cum fac dintre acestea? Trebuie să-ți iei aponament, ți-ai luat? Mamă, ce tatuaj mișto ai pe spate. Mulțumesc, vrei să zic povestea tatuajului? Păi, e una foarte frumoasă, gen gagică, care stă cu unul care e așa mai pe diavol, pe din astea, pe scheletron, pe... Chiar aș fi curios povestea. Uite aici. Povestea începe de la mâna dreaptă. Vezi, de aici. Aici se sărută ei sau ce? Că nu-mi dau seama. Da. Vezi că e femeia și bărbatul tot timpul o să fie dus la balamuc de către femeie. Vezi că femeia e bine mersi așa. Adică ea vorbește și el nebunește, cum ar veni. Se duce dracu, cum s-ar zice pe limbaj românesc, se duce dracu. Are sens. Și acum, pe spate, după ce s-a dus bărbatul dracu, are nevoie de o femeie puternică să-i stea în spate, înțelegi? Unde? Ca să aibă succes și... Cam asta e. Și pe cealaltă mână? Pe mâna asta e treaba aia cu see no evil, hear no evil, speak no evil. Da, aici s-a dus dracu, cum ar veni. S-a dus, da tot. O să beau și cica abonament la sală, nu știu, n-am mai fost niciodată pe aici, eu de obicei beau. Ia, mersi, mamă, ce bine ai ajuns. Toată lumea e pe muzică aici, pe Caterinca. Și mașina asta e unicată? Grasule? Asta nu e 300 de mii, am avut până 500. Acum. 500. 500 de mii acum ai reprezentat? Da. S-a scumpit? Da. E bine că s-a scumpit după ce am dat eu cu 300 de mii. Dacă aș găsi și se scumpesc, că nu prea sunt costuri, nu prea sunt stocuri. Da. Păi în Maserati de 600 de mii dai la 1 milion. Salut, trească, Doamne ajută! Salut. Uite, m-au păcălit băieții ăștia, că să fac sală, știi? Și uite cum s-au dus 150 de lei. 250 de lei, luam 3 beri. Eu aș vrea să o văd pe Bebs făcând la piept. Ce să mai poate fac? Nu, cade gantra. Ia. Mă, dar nu știam că pot să fiu atât de flexibil, să mor. Ginuțo, de la tine am învățat. Ești bine rău pe yoga. Da. Pe așa stă Gina seara când mai suntem noi doi singuri. Și mă învață. Și el se adaptează la mișcările. Da. Câteodată facem cu schimbul. Teamwork. Păi da. Teamwork. Mamă, foarte frumos. Simt cum mi-am eliberat chakrele. Și sinusurile. Da. Și voi ce faceți? Eu. Sunteți în oraș de mult? V-ați distrat? Da, toată ziua. Îmi imaginez. Dai pe afară, se vede entuziasmul pe fața ta. Da, pe afară. Uite, simți cum ți se umflă mușchii, iar brațele cum îți obosesc. Holy, da. Păi nu știu cine mai e. Aolo, m-am obosit de tot. Altenic clapping. Acolo da, am nu-i dă mine sala asta, îmi pare rău, dați-i și mie niște bere, ceva. Ce? Banisa. La piept. Șaize, mă. Pe Tiberiu. Hai la piept, vină. E pe germană. Da, când grăbă-mi. Hai să mă, că nu cad, vină cu acolo. Băi, mi-a atinge rol să-l ai, mă, să spun. Hai că ce ține. Ai atins? Nu, ce ține?
Hai mă, că ți-o țin eu, că de... Hai că ți-o țin eu, ia uite. Da. Bă, grasule! Da. Dar tu n-aveai treabă? Ce treabă? Hai, Vanessa, fac la niște yoga. Băieți, o să oprim episodul acesta aici, a fost unul mai scurt așa, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și ne auzim în episodul următor. Pa!